Stimată Biserică, suntem din nou împreună prin ajutorul Domnului și am venit ca să-L onorăm pe El, să ne închinăm și închinarea aceasta să recunoaștem că viața pe care o avem este de la El, mântuirea pe care o avem este de la El. În această seară, având oportunitatea să ne revedem, stând înaintea Domnului cu aceste mesaje pe care conducerea Bisericii mi le-a sugerat, aș vrea să citim din nou un cuvânt și, plecând de la el, să vorbim puțin despre creație și evoluție, sau teoria creației și teoria evoluției, sau, mai simplu spus, creaționism și evoluționism. Știu că această prezentare, în mod normal, ar trebui să fie una științifică. Dacă ar fi așa, ar trebui să fie prezentată unor oameni care au o bază pentru ca să fie înțeleasă, însă fiind înaintea Domnului și în casa Domnului, o să ne uităm în carte, în cartea Domnului și potrivit călăuzirii pe care o vom avea, o să spunem lucruri care sunt de folos pentru fiecare dintre noi. Aș vrea să citim din cuvântul Domnului un pasaj, Luca, capitolul 12, versetele de la 13 la 21. Din respect pentru Domnul, vă rog frumos să vă ridicați în picioare. Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina. Unul din mulțime a zis lui Iisus: Învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Omule, i-a răspuns Iisus, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Apoi le-a zis, vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Și le-a spus pilda aceasta, țarina unui om bogat rodise mult. Și el se gândea în sine și zicea, ce voi face, fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng roadele? Iată, a zis el, ce voi face, îmi voi strica grânarele și voi zidi altele mai mari. Acolo voi strânge toate roadele și toate bunătățile mele și voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Dar Dumnezeu i-a zis, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere sufletul înapoi și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Tot așa este și cu cel ce își adună comor pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Amin. Mulțumesc frumos, reocupați-vă locurile. În pasajul acesta pe care l-am citit, Domnul Iisus Hristos este chemat de un bărbat să îl ajute în intenția de a primi moștenirea de la fratele său. Domnul Iisus Hristos surprinde o motivație ciudată, greșită în viața acestui bărbat și încearcă să îi explice că el nu a venit pe pământ ca să împartă lucrurile materiale, ci lucrurile cerești. Și pentru ca omul acesta să înțeleagă mai bine despre ce este vorba, Domnul îi spune o pildă. În pilda aceasta îi prezintă un om care era bogat, un om care nu avea absolut niciun interes pentru lucrurile sfinte. Se comporta ca și cum lucrurile sfinte nu există. Priviți, vă rog, în pildă, pilda fiind o întâmplare imaginară, cu scopul să folosească comparația și prin comparație cu lucrurile obișnuite să prezinte lucruri neobișnuite. Prin lucruri cunoscute să prezinte lucruri necunoscute și prin lucruri pământești să prezinte lucrurile cerești. Acesta este rolul unei parabole, unei pilde. Omul bogat din această pildă este prezentat ca un om fără Dumnezeu și ca un om fără familie. Observați că Biblia nu spune nimic despre familia lui, soție, copii, nu spune nimic despre Dumnezeul lui, despre preocupările lui religioase. Singurul lucru pe care îl spune Biblia este că era un materialist și un umanist. Dumnezeu se coboară la el și nu-l mustră pentru faptul că era bogat. Dumnezeu îi binecuvintează pe oamenii bogați, însă bogăția nu e altceva decât o misiune, e o responsabilitate.
Și sărăcia este tot o misiune diferită de bogăție și aceasta este o responsabilitate. De fapt, sincer să fiu, la vârsta asta, nici nu știu dacă e mai bine să fii sărac sau bogat. Și vorbesc foarte serios când spun asta. Pentru că riscul oamenilor bogați este nu să administreze banii, ci să-i stăpânească. Și atunci bogăția devine o cursă pentru ei. La fel este cu inteligența, cu frumusețea și cu orice altă oportunitate pe care oamenii o folosesc ca să se afișeze pe ei și nu pe Dumnezeu. Nici nu știu dacă lui Iov i-a fost mai greu când a fost bogat și sănătos decât atunci când a fost sărac și bolnav. Pentru că nu întotdeauna ce este ușor pentru noi este și bine pentru noi. Și nu întotdeauna ce este greu pentru noi este și nepotrivit. În seara aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, o să aplic acest subiect la noi cei prezenți aici, considerând faptul că noi ne-am întâlnit să ne închinăm lui Dumnezeu și în contextul acesta prezentăm un subiect care poate pentru cei mai mulți dintre noi nu este foarte necesar în aparență. De ce? Noi nu avem nevoie să fim învățați că Dumnezeu există. Noi știm bine că Dumnezeu există. Noi nu avem nevoie să fim învățați despre originea noastră, că nu venim din maimuță, ci venim din Dumnezeu. Lucrurile astea sunt limpezi. Însă, dacă cineva ne întreabă de ce evoluționismul este greșit și creaționismul este bun, eu vă asigur că în ciuda faptului că ni se pare că știm răspunsul, foarte probabil că nu vom ști să-l explicăm. Mai mult de atât, sunt între noi copiii noștri care vin după noi, care nu au zestrea noastră nici culturală, nici profesională, nici empirică, adică experiența, și pentru ei care cresc într-un alt mediu decât al nostru, au altfel de colegi decât colegii pe care i-am avut noi. Noi am avut colegi din satul nostru care nu credeau în evoluționism, cum nu credeam nici noi, mai ales la vremea în care noi am fost la școală. Dacă nu vă supărați, vremurile s-au schimbat și copiii noștri uneori au nevoie de ce noi nu avem nevoie și fiindcă ne e greu să ne gândim la alții decât la noi, ni se pare că numai ce avem noi nevoie ar trebui să se facă în adunare. Muzica care îmi place mie e cea mai bună, mă refer la genul muzical, că muzica are culori o mie. Și cea care îmi place mie este cea mai bună. Felul în care văd eu un serviciu divin, mi se pare că așa ar trebui făcut. Și mă și mir de fratele păstor că uneori îl face altfel. Uitând că mie îmi place fasolea și dumitale nu. Mie îmi place puiul, dumitale îți place curcanul. Ei, în lucrurile sfinte nu avem opțiunea de a alege între bine și rău, dar forma în care sunt prezentate lucrurile rămâne o chestiune de gust. Creaționismul și evoluționismul sunt două teorii contradictorii. Și, în aparență, ambele promit să explice originea vieții. Aș vrea să definim puțin termenii. Explicația potrivit căreia viața pe Pământ a apărut în urma unui foarte lung proces de evoluție se numește evoluționism. Evoluționismul este o teorie, este o mentalitate pretinsă a fi științifică. De aproximativ 120 de ani este o puternică luptă, o puternică confruntare între teoria creaționistă și cea evoluționistă. Evoluționismul nu este știință, în ciuda faptului că cei mai mulți dintre noi credem că evoluționismul este știință. Vreau să afirm astăzi că evoluționismul este religie. Pentru că asemenea religiei creștine, ea se bazează pe presupuneri și pe credință, nu pe postulate. Știință se numește capacitatea de a face observații, analiză, teste, într-un laborator, în mod repetat și rezultatul să fie întotdeauna același. Dacă evoluționismul spune că noi venim din maimuță, se poate repeta într-un laborator transformarea din maimuță în om, atunci ar fi știință. Până atunci, este o bănuială că noi venim din maimuță, dar nimeni nu poate dovedi în mod concret cum se schimbă dintr-una în alta. Teoria potrivit căreia apa îngheață la o anumită temperatură
Este o experiență de laborator. Au pus apă, au pus-o într-un mediu rece și s-a înghețat. Și lucrul ăsta l-a repetat de 100 de ori și întotdeauna apa s-a transformat în gheață. Asta se numește știință, că se repetă și o vezi cum se întâmplă sub ochii tăi. Dar oamenii aceștia numiți evoluționiști ne prezintă un lucru pe care nu l-a văzut nimeni vreodată. Absolut nimeni nu a văzut cum o maimuță se transformă într-un om. Absolut nimeni nu a văzut vreo etapă din procesul evoluției. Ci pur și simplu presupun că dacă înseamnă că și dacă înseamnă că. După cum ai nevoie de credință să accepți în mod personal ce scrie în Biblie, tot la fel ai nevoie de cel puțin tot atâta credință să accepți că o prăpădită de maimuță, o amărâtă de maimuță într-o zi va deveni un om sau că omul de astăzi a fost cândva o maimuță. Păi vă recomand ceva care s-ar putea să sune puțin bizar. Mergeți la un evoluționist sau la o evoluționistă și spuneți-i așa: domnule maimuțoi, doamna maimuțoi, și o să vedeți că de-abia scăpați din mâinile lui. Întreb, de ce se simte ofensat dacă vine din maimuță? Pe mine mă cheamă ca pe tata și nu mă simt deloc ofensat dacă îmi spuneți domnul Mițoi, cum mi s-a spus și domnul și lui tata, domnule Mițoi. Dacă noi am crede că venim din maimuță, atunci am solidarizat cu maimuța și nu am fi deloc ofensați. În anul 1959, când a fost aniversarea unui centenar, adică unei perioade de 100 de ani de la apariția cărții Originea Speciilor, că aceasta este Biblia evoluționiștilor, carte scrisă de Charles Darwin în 1859, savanții au venit de pretutindeni din lume pentru a marca zdrobitorul triumf al evoluționismului asupra creaționismului. Un om de știință numit Julian Cocles, nepotul lui Thomas Harry, care a fost cel mai însemnat dintre primii apărători ai darwinismului, a subliniat faptul că evoluționismul reprezintă de fapt o nouă religie, spunând că nu este altceva decât umanism și materialism. Noi nu vorbim despre evoluția civilizației umane care este evidentă, adică nu vorbim despre faptul că oamenii au evoluat în felul în care lucrează pământul, în felul în care se îmbracă, în felul în care gândesc, au trecut de la cal, la căruță, la caleașcă, la bicicletă, motoretă, mașină, avion și cine știe cu ce vom zbura în 10-50 de ani dacă nu vine Domnul Iisus. Aceasta nu se numește evoluția despre care noi vorbim și care pretinde că noi venim din maimuță. A evolua în viața, trece de la o etapă la alta, a face lucrurile mai bine, a folosi tehnologia. Aceasta nu este teoria evoluționismului care vorbește despre originea vieții. Atunci când vorbim despre evoluționism, ar trebui să spunem următoarele lucruri. Concepția filozofică potrivit căreia universul, pământul, ființele vii, societatea trec printr-un proces istoric de evoluție, de dezvoltare și sunt privite din punct de vedere al acestei dezvoltări, se numește evoluționism. Cine este fondatorul evoluționismului? Oamenii de știință vor spune, evoluționiștii vor spune că fondatorul este Charles Darwin. El a scris în 1859 această carte numită Originea Speciilor și de aici a plecat cu un șir întreg de presupuneri pe care oamenii din generația noastră îl numesc știință și încearcă să ne spună că noi suntem niște oameni analfabeți și înapoiați, dacă nu-l credem, spunându-ne că aceasta este știință. Noi creștinii credem că aceasta este religie, probabil ultima religie de care vor avea parte muritorii. Opinia mea și în general a creștinilor este că fondatorul evoluționismului este Satana. O să citesc din carte Genesa 3:1, acolo unde Satana sub formă de șarpe merge la femeie și primul lucru pe care îl face este să pună sub semnul întrebării caracterul lui Dumnezeu, al Creatorului, de care Eva nu se îndoia deloc. Și el întreabă, oare a zis Dumnezeu să nu mâncați din toți pomii din grădină? Această întrebare poate fi văzută de la omul simplu până la oamenii foarte educați.
Pentru oamenii care gândesc adânc, din punct de vedere psihologic, întrebarea aceasta nu este decât un mod de a deschide cuiva mintea înspre alternative. Lucru care s-a și întâmplat cu Eva. Nu a făcut altceva șarpele decât să pună un semn al întrebării asupra caracterului lui Dumnezeu cu privire la Domnul în relația spirituală cu Adam și Eva. Al doilea lucru pe care l-a făcut, pe lângă faptul că a pus la îndoială caracterul și cuvântul lui Dumnezeu, a fost să-l definească pe Dumnezeu drept mincinos. Și Satan a spus următorul lucru: nu este adevărat că veți muri. Nu este adevărat. Când Dumnezeu, indirect, a spus asta, când Dumnezeu a spus că veți muri, a mințit. Primul lucru pe care l-a făcut a fost să pună la îndoială caracterul lui. Și dacă Eva i-ar fi spus, pleacă de aici, nu ți-ar fi rușine, el nu mai venea și cu al doilea punct, care a fost superior primului. Dar pentru că ea nu a avut nu a spus nimic, pentru că a căzut în cursă, el și-a dat seama că poate să dea acum și lovitura de grație. Și după ce l-a pus pe Dumnezeu și caracterul său sub semnul întrebării, acum pur și simplu, în mod direct, spune că Dumnezeu este un mincinos. Adolf Hitler, spre exemplu, spunea următorul lucru: dacă spui o minciună destul de mult timp, destul de tare și destul de des, oamenii o vor crede într-o zi. Toți oamenii care se pricep în psihologie socială știu că lucrul acesta este adevărat. Și Hitler l-a știut. Dincolo de asta, în felul acesta a început evoluționismul. Vă întreb, câți dintre noi știu că nu este știință evoluționismul? Noi avem impresia că evoluționismul este știință. Noi avem impresia că dacă ar fi între noi un om foarte educat, ar putea să ne arate dovezi și să ne convingă. Vreau să vă spun astăzi, în cunoștință de cauză, că evoluționiștii nu au dovezi științifice pentru teoria aceasta. Nu au. Evoluționismul nu a început odată cu Charles Darwin, ci a început odată cu Eva, Adam și vizita Satanei în grădina Edenului. Ce este evoluționismul? Evoluționismul nu este în primul rând o teorie, evoluționismul este în primul rând o răzvrătire. Este o răzvrătire a creaturii împotriva creatorului. Evoluționismul este în primul rând o stare de răzvrătire a creaturii împotriva creatorului și împotriva poruncilor sale. Lucifer este cel ce vrea să devină Dumnezeu. Și dacă vă mai aduceți aminte de Isaia, capitolul 14, el începe să spună: mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie, și pur și simplu prezintă intenția lui să concureze cu Dumnezeu. Mai târziu și omul, imitându-l pe diavolul, va face același lucru. Câte tipuri de evoluționism există? Întrebarea este complexă și răspunsul de asemenea. O să prezint două deocamdată și o să spun că există un evoluționism ateist pentru atei și există o altă formă de evoluționism pentru teiști. Cuvântul teos înseamnă Dumnezeu în limba greacă și când vorbim de ateism, vorbim de împotriva lui teos, împotriva lui Dumnezeu. Când vorbim de teos, de teism, vorbim de Dumnezeu. Ei bine, evoluționismul acesta ateist este doctrina conform căreia organismele, viața pe pământ, oamenii și tot ce există în general, au apărut spontan, pur și simplu, din nematerie. Prin fenomene care pur și simplu s-au întâmplat și au evoluat de la simplu la compus, tot prin fenomene întâmplătoare. Întotdeauna când mă întâlnesc cu oameni și vorbesc despre lucrul acesta, le spun ce experiență am avut când am venit în locul cu pricina. Le spun că am avut o întâmplare interesantă și nu știu cum să o explic. Acum veneam cu Adi, Carmen și Estera și la biserică și fiind în mașină, pur și simplu am simțit ceva pe mână și când m-am uitat mai bine, era o rotiță. N-am știut de unde a căzut, ce-i cu ea aici și în timp ce mă uitam, a mai apărut una și s-a așezat lângă ea. Și
Încă una și încă una și până să-mi dau seama ce se întâmplă, s-au lipit unele de altele, m-am uitat mirat, o brățară a apărut și ea, un geam a închis cutia și ăsta. În timp ce veneam pe drum. E pur și simplu o întâmplare pe care nu știu să o explic. M-am trezit cu ăsta pe mână, dar l-am văzut așa bucățele, bucățele, cum se așeza pe mâna mea. Dacă cineva v-ar spune treaba asta, ați putea să-l convingeți că are probleme? Cum poate să existe ceas fără să existe ceasornicar? Cine poate să creadă în lumea asta că pur și simplu dintr-o întâmplare toate mecanismele din ceasul ăsta s-au îngrămădit în obiectul ăsta pe care noi îl numim ceas? Cine ar putea să te convingă de chestia asta? Tot ce v-am spus mai devreme e o întâmplare imaginară, evident, nu este adevărat, pe ăsta l-am cumpărat. Nu există ceas fără ceasornicar. Este imposibil acest ceas, care este foarte simplu, să apară la întâmplare, dar poate la întâmplare să apară această ființă numită om, unde științe întregi puse la oaltă încă nu cunosc toate tainele funcționării? Am citit într-o zi un lucru care pur și simplu m-a emoționat foarte tare. Noi oamenii avem o grămadă de încheieturi. Ei bine, am citit că din punct de vedere medical, fiecare încheietură este unsă ca să nu scârție, cum sunt unse agregatele din motorul de la mașină. Ele toate se învârtesc printr-o frecare unsă cu ulei. Când nu mai există ulei și se aprinde becul ăla, de-aia se strică motorul, că se înțepenește datorită căldurii fier pe fier, metal pe metal și se blochează și trebuie să-l arunci. Ei, în fiecare încheietură din astea unde se mișcă în noi, absolut în fiecare încheietură există un soare. Și un soare aceasta este împinsă în încheietură de o mică pompiță. Și pompița aceasta lucrează cu creierul. Și ori de câte ori un om ridică o greutate, creierul primește un semnal cu privire la greutatea pe care o ridică. Și comandă la pompița aia să pună o picătură mai mare de un soare, dacă frecarea este mai grea, datorită greutății, sau o picătură mai mică, dacă frecarea este mai mică. Păi mă întreb, când eu ridic o cutie de jos, în primul rând, mi se îndoaie încheietura aceasta de la glezna, asta de la genunchi, asta de la șold, nu știu câte inele de la coloană, astea de pe la încheieturi, cotul, umărul, capul, mă și încordez pe aici, pe la dinți. Întreb eu, ce capacitate să aibă un om, într-o fracțiune de secundă, să cântărească pe toate încheieturile acestea câte picături de ulei trebuie să pună? Să fie asta din întâmplare, trebuie să fie un anumit fel de om ca să creze asta. Mă gândesc că e mai ușor să crezi că Dumnezeu te-a creat decât să crezi că o complexitate atât de adâncă și de profundă a apărut pur și simplu la întâmplare. Ei bine, având impresia că evoluția aceasta a speciilor este un fenomen real, unii filozofi au încercat să împace ideea evoluției cu învățătura Bibliei și în felul acesta evoluționismul a căpătat o nouă formă unde și creștinii acceptă evoluționismul. Și acesta cu numărul 2 se numește evoluționismul teist, adică evoluționismul oamenilor care cred în Dumnezeu. Sunt și oameni care cred în Dumnezeu și cred că la origine Dumnezeu i-a creat, dar după aceea Dumnezeu a intervenit în procesul acesta și când a făcut tractorul, l-a făcut așa mai simplu și după aceea i-a pus și motorul, nu le-a pus pe toate de la început. Biblia spune că Dumnezeu s-a uitat la lucruri și cu excepția faptului că a mai adăugat doar o femeie în tot peisajul pe care l-a făcut, toate celelalte erau foarte bune. Și faptul că a făcut-o pe Dumnezeu mai târziu, pe femeie mai târziu, asta nu înseamnă că Dumnezeu a uitat. Și nici măcar că nu a știut că omul se va simți singur, ci pur și simplu a vrut să-i spună acestui individ că ceea ce va pune lângă el contează atât de mult încât nu se poate să rămână singur. Evoluționismul acesta teist nu este acceptat nici de oamenii de știință și nu este acceptat nici de teologii conservatori, adică de oamenii născuți din nou. Oamenii născuți din nou cred ceea ce spune Biblia, că Dumnezeu a făcut toate lucrurile la început, în timpul creației și lucrurile acestea au fost foarte bune.
În zeci de ani de cercetare științifică în domeniul biologiei, biofizicii, biochimiei și multe alte ramuri științifice care vorbesc despre problematica aceasta, s-a ajuns la următoarele concluzii. Trecerea spontană prin fenomene întâmplătoare de la materie nevie la materie vie este absolut imposibilă. Dacă veți întreba un evoluționist, cum s-a trecut de la nimic la ceva? Și cum s-a trecut de la materie nevie, pământ, la materie vie, să înceapă să se miște? Noi creștinii spunem ce spune Biblia, a venit Dumnezeu, a luat bucata de pământ și i-a dat forma unei păpuși, cum e omul, și la urmă a suflat viață din viața lui în el, pentru că Dumnezeu generează viață. Și evoluționiștii vor spune, trebuie să crezi asta, că nu o poți dovedi. Și noi acceptăm, nu putem să dovedim, pentru noi este suficient să credem. Dar acum, dacă noi avem nevoie de credință ca să acceptăm ce spune Biblia, acum dovedește-ne tu cum s-a făcut pământul om. Și pentru că ei nu folosesc credința, va trebui să explice științific. Dar știința spune că e imposibil din nematerie să se facă materie. Aceasta este prima dilemă pe care evoluționiștii, atunci când sunt cinstiți, recunosc că nu o pot explica. Și atunci îi spun următorul lucru, asta este doar o presupunere. O presupunere nu-i știință. Știință este un lucru dovedit, repetat, observat și testat, care întotdeauna are același rezultat. Să aveți libertatea să spuneți celui mai deștept evoluționist care trăiește astăzi în viață. Dacă tu vei putea să-mi aduci dovezi în sprijinul evoluției, eu pur și simplu o să împărtășesc teoria evoluționistă. Și nu va putea să vă aducă dovezi care sprijinesc evoluția. Evoluția este o ipoteză, adică dacă va ploua, s-ar putea prin acoperiș să existe o mică fisură și să picure aici. Și dumneavoastră spuneți, da, dacă nu există fisura, înseamnă că nu o să picure. Evoluționismul este următorul lucru. Probabil că există o fisură și dacă va ploua, probabil că va pica înăuntru. Asta nu e știință. Atât de știință este evoluționismul. În America trăiește un bărbat numit Kent Covey. Intrați pe internet și uitați-vă după el. Un om de știință, un profesor universitar mai bine de 15 ani, care a oferit $250,000 oricărui om care va aduce dovezi științifice autentice despre autenticitatea evoluționismului. După 15 ani de provocare academică și internațională, nu s-a găsit nimeni care să aducă dovezi științifice pertinente, autentice, cu privire la autenticitatea evoluționismului. Atunci când vorbim despre eficiența teoriei evoluționiste, spunem faptul că este important să o studiem ca să ne dăm seama că nu e adevărată. Pentru că marele risc, dacă nu o studiezi, este să crezi că este adevărată. Și atunci când o tratezi în mintea ta ca pe o știință, întotdeauna ți-e frică de ea, că e știință și știința. Noi când vorbim despre știință, vorbim despre ceva ce în mod sigur este adevărat, este real, este autentic și nu ne permitem noi să spunem că 2 plus 2 fac 4. E științific faptul că 2 plus 2 fac 4. Să spui dumneata că fac 3, înseamnă că ești analfabet. Ei, de aceea nouă ne-a intrat în cap că nu ne putem măsura, nu putem intra în concurență cu știința. Și dacă au reușit să ne păcălească că evoluționismul e știință, noi pur și simplu ne dăm înapoi, în spate, în fața evoluționismului, pentru că e știință și nu te poți măsura cu ea. Ascultați-mă, nu este știință, este evoluție. Este evoluție, este religie. Există 4 întrebări fundamentale la care fiecare religie de pe pământ încearcă să răspundă. Aseară vorbeam despre una dintre ele. Prima, cine sunt eu și cât valorez? Oamenii vor să știe răspunsul la întrebarea asta. Trebuie să acceptați că este o întrebare la care cu greu oamenii găsesc răspuns. Cei mai mulți nu găsesc răspuns la întrebarea asta. De unde vin? Oamenii nu știu să răspundă la întrebarea asta. De ce sunt aici? Nu e ușor de răspuns. Unde o să mă duc după ce mor? Oamenii nu știu să răspundă la întrebarea asta.
Felul în care răspundem la aceste patru întrebări este sau depinde de viziunea de viață pe care o avem. Un evoluționist va răspunde într-un fel. Un creaționist, adică cineva care crede în creație, în ce spune Biblia, va răspunde în alt fel. Cum răspund evoluționiștii la aceste patru întrebări? Prima dintre ele, cine sunt? Potrivit teoriei evoluționiste, omul este o bucată de protoplasmă care a fost scoasă din ocean pe plajă și nu valorează nimic. Un evoluționist cinstit nu va putea să răspundă altfel la această întrebare. De ce sunt aici și care este scopul meu? Din moment ce viața a apărut la întâmplare și din nimic, este evident faptul că nu are niciun scop. Nu poate ceva să apară la întâmplare cu scop. Întâmplarea e hazard. La întâmplare a apărut fără niciun scop. Unde o să merg după ce mor? Din punct de vedere evoluționist, după ce omul moare, putrezește și va fi reciclat de natură. Asta este perspectiva evoluționism. Cât de încurajatoare este asta pentru dumneata? Pur și simplu, când mori, intri în putrefacție, te întorci prin fenomenul de reciclare în țărâna din care ai fost luat, suflet și duh nu există că suntem evoluționiști, Dumnezeu nu există, iad și rai nu. Ce este viața dacă așa stau lucrurile? Ce am căutat aici 50 de ani? Pentru ce? Sau 80? Asta să fie viața? Să fim ca maimuțele, ca animalele care pur și simplu intrăm nicăieri? Să nu existe viață veșnică? Să nu existe o judecată în care bunul și frumosul este apreciat și urâtul și nedreptul este pedepsit? Teoria asta este foarte nedreaptă, este făcută de un om fără suflet. Biblia spune că de un om fără minte. Biblia spune că omul care zice nu e Dumnezeu e nebun. Nebunul zice în inima lui nu există Dumnezeu. Aș vrea să spun câteva erori de logică în raționamentul evoluționist. Argumentul acesta este un argument științific și el poate fi prezentat la un nivel sau altul în funcție de natura ascultătorilor. În sfârșit, evoluționismul se bazează pe următoarele erori de logică. Dacă un ascultător surprinde erorile și le elimină, evoluționismul nu are dreptate. Cu alte cuvinte, evoluționismul funcționează la oamenii care se lasă înșelați. Acesta e un mod mai direct de a spune ce urmează să spun. Ce vreau să spun? Vreau să spun că există confuzie între evoluție și selecție. Dovezile selecției naturale sau artificiale sunt prezentate drept evoluția speciilor. Adică, dumneavoastră știți că se poate împreuna în mod normal la oaie, oaia nu se împreunează decât cu un berbec. Dar noi ca oameni putem să împreunăm o oaie și să zicem cu un țap care este partenerul caprei. Iertați-mă că spun exemple de astea și n-aș vrea să fie amuzante. Vreau numai să vă spun că noi putem să facem asta, dar ceea ce iese nu se numește că am inventat noi o specie nouă, că noi am putea să inventăm o specie nouă din nimic dacă vrem să dovedim evoluționismul. Dar hibrid de genul acesta se numește o specie creată artificial și nu este din nimic. Asta nu vorbește despre evoluționism. Ei, evoluționiștii vor să ne spună următorul lucru. Dovezile acestei selecții, ori naturale, ori exemplu de mai devreme artificial, sunt prezentate drept evoluția speciilor, dar aici nu este vorba de o evoluție a speciilor. 2. Confuzia dintre evoluție și adaptare la mediu. Exemplele de adaptare la mediu sunt prezentate drept exemple de evoluție. Asemănările astea de natură morfologică, genetică, embrionară și marea varietate dintre specii e luată drept dovadă a faptului că toate acestea vin dintr-un strămoș comun. Cu alte cuvinte, a existat o formă de nematerie, împotriva legii și logicii s-a transformat în materie
Materia aceasta pur și simplu a început să se manifeste în forme diferite. Și a apărut o capră, a apărut o vacă, a apărut un om, a apărut o pasăre, a apărut o viță de vie, a apărut un copac, a apărut un măr, un prun, un gutui. Și uite așa, Domnule, dintr-o dată s-a dotat natura cu întâmplări. Asta spun evoluționiștii. Acum vreau să vă întreb, câtă credință ai să crezi prostiile astea? Îți trebuie mult mai multă decât să crezi ce spune Biblia. Atunci când vorbim despre lucrurile astea, aș vrea să vă aduc aminte ce spunea Engels, dacă mai țineți minte că am învățat despre el la școală. El spunea următorul lucru: la început munca, iar după aceea, în aceeași măsură, limbajul articulat, au fost cele două stimulente principale sub influența căreia creierul maimuței s-a transformat treptat în creier omenesc. Asta este știință. Asta este știință. Engels a spus acest lucru: mă uit la o maimuță și văd următorul lucru. Dacă maimuța muncește și dacă maimuța încearcă să vorbească, într-un proces de câțiva ani se transformă în om. Dacă ar fi adevărat, aceasta ar fi cea mai mare dovadă a evoluționismului, pentru că oamenii de știință ar lua 100 de maimuțe, le-ar pune la muncă, ar încerca să le facă să vorbească și așa, uitându-te la ea, ca în filmele alea științifico-fantastice, din maimuță s-ar face om. Cine a văzut asta vreodată? Nici Engels, nici eu și nici dumneata. De unde este asta știință? De nicăieri. Dar ce e asta? Este o evoluție. Este o evoluție? Nu. Asta este o religie. Dar care este rolul acestei religii? De când este om pe pământ, omul este incomodat de autoritatea lui Dumnezeu. O să creez o mică paranteză și o să vă spun că orice copil este deranjat de tata. Și dacă tata este puțin mai dur și lipsit de priceperea de a-și educa și corecta copilul, copilul se simte prea abuzat de tata, simte că tata îi închide prea mult libertatea și încearcă să plece de acasă cât mai devreme. Fetele prin căsătorie, bărbații se duc la lucru. De ce fac asta? Pentru că acasă este un mediu care îngrădește prea mult personalitatea și dorința de a se exprima. Dacă el vrea să se întoarcă după 11 noapte acasă, tata îl bate, îl pedepsește. Dacă-i fată și se îmbracă cu o fustă prea scurtă, după cum îi dă ghes inimiuța și îi cere prietenul, atunci mama o bate, o pedepsește. Ei, care ar fi soluția pentru el și pentru ea ca să se exprime după dorința inimii și după instinctele primare? Să scape de mama și de tata. Dacă scapă de mama și de tata, scapă de structura de autoritate. Vine acasă când vrea și se îmbracă cum vrea. Ei, omul s-a simțit îngrădit de Dumnezeu. Nu fura, nu minți, nu pofti, nu-ți construi idol, nu te închina la idol construiți de alții. Și lista continuă. Și atunci omul a încercat să găsească o metodă să scape de această îngrădire care îi stătea în drum, în cale. Și atunci a găsit metoda. Dumnezeu nu există. A spus-o odată, a spus-o de două, a spus-o în mod repetat. Și dacă o spui de fiecare dată, dacă o spui destul de tare și dacă o spui mereu, atunci lucrul acesta devine credibil. Și puțin câte puțin, oamenii au început să creadă că nu există Dumnezeu. Astăzi, pentru un om de generația mea, este foarte bună ideea asta. De ce? Dacă se îmbată, nu se va simți vinovat că s-a îmbătat, că oricum Dumnezeu nu există. Dacă nu există Dumnezeu, nu există păcatul de a te îmbăta. Nu există pedeapsa să mergi în iad, că nu există nici iad, nici rai. Și dacă s-a plictisit de soție sau că e căsătorit deja de 10-15 ani, nu-i nicio problemă, că mai sunt și alte fete. Dacă ar exista Dumnezeu, ar fi păcat să se uite după altele, dar Dumnezeu nu există. Ce bine! Și poate să aibă și relații cu ele, că Dumnezeu nu există. Și nu există rai și iad. Poate să-l bată pe unul care îi stă în drum, că nu există Dumnezeu și nu există nici rai și iad. Și poate omul ăsta să-și facă de cap și pumnul, banii, șmecheria, hoția, banditismul sunt soluțiile cu care face ce vrea în viață. Și ce bine că
că oricum nu există Dumnezeu. Dacă ar exista Dumnezeu, nu mi-aș permite să fac asta că mă duc în iad. Dar nu există. Și dacă nu există, vină încoace. Simplu. Iată dar pentru un om firesc, condus de instinctele primare, cât de mult îl incomodează Dumnezeu. O viață întreagă să nu minți. Păi câteodată e necesar, spun oamenii. O viață întreagă să nu experimentezi cum este o relație extramaritală. Să nu știi ce gust are țigarea, drogurile și alcoolul. Să nu furi dacă asta ți-aduce avantaje materiale. Păi ce motive am, domnule, să mă abțin, să eu să mă limitez pe mine? Adică dau 500 de mii să-mi cumpăr un Ferrari și mă duc la mecanic și spun limitează-o la 130, că atâta e voie pe autobandă. Păi atunci îmi cumpăr o Dacia, oricum, că cu atâta merge 130. Și pe aia dau 15 mii de dolari sau nu știu cât costă o Dacia. De ce să dau 500 de mii și să o limitez? Noi oamenii ne simțim confortabil să trăim în păcat. O lume întreagă trăiește în păcat, în cel rău. De ce? Păcatul este gustos. Și dacă oamenilor le spui că nu există Dumnezeu și pedeapsă pentru păcat, ei n-au niciun motiv să se abțină de la păcat. Că păcatul e dulce pentru orice ființă. Nu este așa că te lupți să nu păcătuiești? Este adevărat. Dacă nu te-ai lupta, nu este așa că ai păcătui? Nu e așa că te înfrânezi să nu te uiți după prostii? E adevărat. Nu e așa că dacă te-ai lăsat după inima aceasta nespus de rea și foarte înșelătoare, nu e așa că te-ai uitat după prostii? Dacă ai dat curs instinctelor firii și ai dat curs ispitelor care îți sunt aduse în minte, nu e așa că ai trăit în păcate încât pur și simplu ți-ar fi rușine? Ba da. Dar de ce nu trăiești? Pentru că te înfrânezi. Dar de ce te înfrânezi? Știi că există Dumnezeu și știi că plata păcatului este moartea. Și ca să nu mergi în iad, acolo unde viermele nu moare și focul nu se stinge, atunci încerci să trăiești din punct de vedere spiritual cum trăiești și din punct de vedere social. Cum trăiești din punct de vedere social? Ai venit la biserică și ți-a fost, erai gata să întârzi. Și ești genul de om care ți-e jenă să întârzi, dar nu neapărat de cineva, din cauza caracterului. Și dintr-o dată s-a făcut roșu. Și te uiți în stânga dreapta, pustiu. Nu e niciun om, nici măcar păsări nu sunt acolo. Și zici așa, ai domne că nu mă vede nimeni. Dar undeva din spatele minții, o voce spune așa, da dacă tu nu-l vezi și el te vede. Despre cine e vorba? Despre șapcaliu. Da dacă tu nu-l vezi și el te vede. Cât costă treaba asta? 100? 2? Nu știu cât costă, dar costă ceva, nu? Și zici, nu domnule că mă prinde. Da dacă n-ar exista polițist. Ascultă-mă, nici eu, nici dumneata n-am stat la roșu. Știți de ce stăm? Din cauza la ăla cu șapcă. Pentru că ne costă dacă trecem pe roșu. Omul este o ființă care trebuie să aibă motive să se abțină de la ce îi place. Omul nu acceptă să fie îngrădit decât dacă îl convingi ca să îngrădie spre binele lui. Dacă există Dumnezeu, e spre răul tău să te pui rău cu el, că te pedepsește dacă păcătuiești. Dar evoluționiștii au rezolvat problema. Dumnezeu nu există. Biblia nu e adevărată, iadul și raiul sunt două prostii, așa că tot. În drum spre casă rezolvă-ți problemele. Ce curaj ai să te căsătorești cu un evoluționist? Că ăsta nu are principii. Ăsta cum și când se simte bine, acolo își rezolvă problema. Ăla nu știe de fidelitate, nu știe de seriozitate, nu știe de omenie, numai regulile sociale și poliția, dar dincolo de poliție. Poliția nu te amendează dacă te gândești la prostii, nu-i așa? Poliția nu te amendează dacă în drum spre casă îți mai rezolvi niște probleme, așa, după cum îți trece prin minte câteodată. Dacă deschizi computerul și te uiți în altă parte decât de trebuie. Poliția nu se ocupă cu lucruri de genul ăsta. Dumnezeu și Biblia se ocupă cu asta. Dar dacă nu crezi în Dumnezeu și în Biblie, ei, sunt fete creștine care se căsătoresc cu astfel de băieți. Și spun așa, ăsta e băiat de treabă. Nu e botezat, dar e de treabă. Dar dacă nu e botezat, de unde știi că e de treabă? Ce dovezi ai? Păi orice băiat pare de treabă înainte să se căsătorească. Apropo, nu e un studiu pentru căsătorie și nici pentru tineri, dar vreau să vă spun următorul lucru. Eu știu că frații nu se supără pe mine, că recunosc ca și mine că e adevărat. Orice băiat este în stare să facă orice și să demonstreze că este cum îi place fetei până când se căsătorește. Asta nu înseamnă că toți băieții se și prefac
când sunt într-un anumit fel. Dar credeți-mă că un băiat e în stare să-ți aducă flori în fiecare zi, vei fi surprinsă că după nuntă nu-ți mai aduce. Este în stare să-ți deschidă ușa la mașină, este în stare să vorbească frumos, e în stare să-i dea telefonul lui mami și să-i spună să rămână tanti. Și tu vei crede că așa va vorbi și după nuntă. Ascultă-mă, riscul să se termine povestea asta la nuntă e foarte mare. Dacă te căsătorești cu un evoluționist, este și mai mare. Scopul meu nu este să fiu ironic. Evoluționiștii sunt oameni ca și creaționiștii, însă au o altă mentalitate despre viață. O altă mentalitate despre viață. Atunci când vorbim despre lucrurile astea, adică despre erori de logică în legătură cu evoluționismul, aș vrea să mai spun câte ceva. Se afirmă că primele vietăți au avut o alcătuire simplă, iar apoi au avut o alcătuire complexă. Am spus puțin mai devreme, de la unicelulară și pluricelulară, încerc să trecem peste termenii ăștia ca să nu devenim științifici și filozofici în ce spunem, dar toate legile științifice spun că este imposibil să se streacă de la unicelular la pluricelular, adică de la o formă de non-viață la o formă de viață. Știința cu toate dovezile ei spune că asta nu s-a întâmplat niciodată și nici nu se va întâmpla, dar evoluționismul spune că deja s-a întâmplat și se pretinde știință. Atâta știință este. De asemenea, spune că în baza ipotezei evoluției se trasează un arbore, apoi din acest arbore este întreaga evoluție, cum spuneam puțin mai devreme. Din pământ se face o formă de viață care începe să se miște și asta pur și simplu se face tot ce astăzi există în viață. Păsări, vietăți din apă, din aer, de pe pământ și pur și simplu există o explicație la toate câte au apărut, că au apărut din nimic și de nicăieri. Evoluționismul califică creaționismul drept o teorie imposibil de verificat, însă evoluționismul este la fel de imposibil de verificat ca și creaționismul. Creaționismul cel puțin nu se pretinde știință și explicația este următoarea: Dumnezeu poate să facă ce nu poate omul să facă. E cinstit și recunoaște că toate lucrurile inexplicabile se numesc minuni. Și spune deschis, fără să se ferească, numai Dumnezeu poate să facă minuni și noi nu. Noi când facem ungere cu un de lemn, noi recunoaștem că nu putem să facem vindecări, dar Dumnezeu poate. Noi suntem cinstiți cu apariția minunilor și spunem că minunile sunt intervenția supranaturală în contextul natural. Sunt manifestarea neobișnuitului în contextul obișnuitului. Noi recunoaștem că orice miracol înseamnă intervenția lui Dumnezeu în lumea noastră, unde normalul nu sunt miracolele, ci absența lor. Dar ori de câte ori Dumnezeu intră în această absență a minunilor, intervenția sa se numește de noi minune. Ascultați-mă, minunile nu sunt explicabile. În momentul în care o minune este explicată, ea încetează să mai fie minune. Să nu vă mirați că nu reușiți să explicați cum Dumnezeu a făcut una sau alta. Pentru că atunci când vom reuși să explicăm, ori suntem ca Dumnezeu, ori nu se poate explica. Și ca Dumnezeu nu suntem, că suntem creație, nu creaturi. Evoluționismul califică creaționismul drept o ipoteză întemeiată pe Biblie. Însă evoluționismul, v-ați întrebat pe ce e întemeiat? Este întemeiat pe cartea lui Charles Darwin, scrisă în 1859, Originea speciilor. Aș vrea să vă întreb, este cartea Originea speciilor mai de încredere decât Biblia? S-a făcut un sondaj internațional și întrebarea a fost: dacă ai fi pentru următorii 25 de ani exilat pe o insulă și ai avea dreptul să-ți iei o singură carte, care ar fi cartea aceasta? Sigur că a câștigat Biblia. Nu știu cineva să fi spus Originea speciilor. De ce evoluționismul atunci se pretinde superior creaționismului, în timp ce creaționismul are la bază Biblia? Cei mai mulți muritori au respect față de Biblie, indiferent dacă trăiesc cu respect sau nu, dar în mintea lor au un sentiment de respect față de Biblie. Dar față de Originea speciilor, nu știu câți oameni au respect. Chiar cel care a scris-o
S-a dezis de ea pe patul morții, dacă vreți să credeți. Atunci când vorbim despre lucrurile acestea, aș vrea să mai spun încă ceva și încheiem. Facem o scurtă pauză și continuăm. Evoluționiștii explică faptul că există două mecanisme majore care dirijează evoluția. Și pe aceste două mecanisme ei își așează toată greutatea explicației lor. Primul este selecția naturală. Ce este selecția naturală? Este procesul care face ca acele caractere ereditare, care sunt mai eficiente, mai tari, mai impunătoare, să supraviețuiască și să se reproducă, în timp ce celelalte caractere mai slabe, mai vulnerabile, mai neputincioase, să dispară. Acum vreau să vă dau un exemplu simplu. Câți miei face o oaie într-un an? 1, 2. A văzut cineva o oaie să facă vreo 10 miei? Nu. Câți pui de lup face o lupoaică? Între 10 și 13. Eu m-am uitat pe Google. Da, am vrut să văd cu ochii mei ca să nu vin în fața dumneavoastră și să vă spun baliverne și mâine să-mi dați telefon să-mi spuneți ai spus niște lucruri care erau ușor de văzut că nu sunt adevărate. Între 10 și 13 pui. Acum, oaia nu are dinți să sfâșie pe lup și face un pui sau doi. Lupul are dinți să sfâșie pe oaie și face 10-13 pui. Cum se face că lupul e pe cale de dispariție, cu 13 pui și cu ghiare și dinți, iar oaia, care mănâncă iarbă și face un pui doi, a umplut pământul? Unde este teoria faptului că cel tare supraviețuiește, se reproduce mult și îl extirpează pe celălalt, adică îl mănâncă până nu mai e niciunul pe pământ? Unde e teoria evoluționistă? Încă ceva. Noastră cu toți ați auzit despre legea entropiei, mai mult sau mai puțin. Această lege a entropiei este susținută de multe alte legi care astăzi stau la baza științei. Legea entropiei spune că de la sine toate lucrurile din universul nostru se degradează. Dacă ai o casă în România și nu stă nimeni în ea, în 5-6 ani începe să pice prin acoperiș, praful se așează înăuntru, pânz de păianjen, pe din afară începe să se mucegăiască și dacă nu-i nimeni să o îngrijească, în 20 de ani o vei găsi jos. Cum? Casa aia care era vopsită frumos și am stat noi și am făcut revelionul împreună? Da. Dar de ce? Cine a dărâmat-o? De la sine. Adică cum, domne, de la sine? Îți cumperi o mașină nouă și începe să ruginească. Cine ți-a ruginit mașina? Nimeni, de la sine. Se naște așa cu tenul ca și catifeaua și uitați-vă că apar riduri, ne naștem cu părul negru și ia uitați-vă ce se întâmplă, ne naștem tineri și murim bătrâni, asta se numește legea entropiei, toate lucrurile se degradează, absolut toate, e nevoie de întreținere și în prezența întreținerii se degradează. Acum ascultați-mă, evoluționismul e pe dos, el spune că toate lucrurile din nimic începe să se facă bune. Mai întâi așa o omidă, omida aia se cațără într-un copac și când a ajuns în vârf se transformă într-o maimuță de ești gata să te sperii și se dă jos din copac și când atinge pământul se face într-o soție frumoasă și într-un soț așa ca dumneata și, domnule, mă obligă să cred că asta e adevărat. Legea entropiei spune invers, toate se degradează, merg înspre stricare, înspre putrezire, înspre ruginire și înspre deteriorare. Asta spune legea entropiei, dar e reală, dincolo de știință, e real. Evoluționismul sfidează asta și spune că dimpotrivă de la ruginit se face din aluminiu nou, inox. Și dintr-o omidă se transformă într-un om, așa. Închei spunându-vă următorul lucru. Chiar dacă această lecție pare puțin complicată, filozofică și nu credem că ar trebui ținută într-o biserică, vreau să vă spun ceva. 25% depinde de la țară la țară, dintre copiii care ajung la liceu, din cauza teoriei evoluționiste, renunță la creștinism. Dintre copiii care au fost crescuți în biserici, în familie de credincioși, 25%. În America, peste 75% renunță la credința pe care au primit-o în copilărie și pe care au manifestat-o ca și copii în familii de evanghelici,
datorită evoluționismului și a formei lui intense, chiar agresive, care se manifestă în familie. Atunci când aflăm lucrurile astea, ne dăm seama că evoluționismul nu-i doar un punct de vedere, este o religie care ne fură copiii. Ar trebui să știm că nu este știință, ar trebui să le spunem copiilor și să vorbim cu ei despre lucrurile astea cu argumente, pentru că în mod normal copilul este tentat să-l creadă pe profesor. Și dacă noi îi vorbim, el va spune, tati, dar tu ești mai deștept decât profesorul, ăla are facultate. Asta e profesia lui. Tu ești un om care lucrează pe șantier. Doar n-ai ajuns tu acum să fii mai priceput decât ăla care are facultate, are master și are doctorat. Este bine să le explicăm lucrurile astea, pentru că, în general, noi evităm să vorbim despre ele părându-ni se că nu sunt lucruri duhovnicești. În ciuda la lucrurile duhovnicești, care le tot repetăm noi, uneori copiii nici nu ne mai aud, 25 sau 50 sau 75% dintre copiii evanghelicilor în liceu renunță la credința creștină, doar pentru faptul că argumentele evoluționismului, care e prezentat drept știință, face mai mult sens și este mai logic decât lucrurile astea care par mistice, depășite, inexplicabile, iraționale. Fraților, trebuie atunci când vorbim despre Dumnezeu să fim în stare să răspundem și la întrebări la care în mod obișnuit nu știm să răspundem. Asta este spre binele copiilor noștri, pentru că noi avem lecția învățată, dar ei nu. Noi am trăit într-o perioadă în care nu am fost expuși la riscurile la care sunt ei astăzi. Noi nu am avut telefonul ăsta la brâu să faci de două ori click și să te duci pe cele mai urâte poze care există în lume. Doar două butoane. Noi n-am fost ispitiți cu treaba asta. Am avut o minge după care am leșinat alergând toată copilăria. Ei au astăzi asta la îndemână. Cât caracter trebuie să aibă ca să nu umble acolo? Doar de două ori au apăsat și acolo sunt. Câtă înfrânare, cât de bine trebuie să înțeleagă că acele două butoane fac diferența între viață și moarte. Dacă nu învățăm și lăsăm totul pe școala duminicală și pe profesorii de la școală, profesorii de la școală îi mint că aceste prostii numite evoluționism sunt știință, când de fapt există o religie care are scopul să ne spună că Dumnezeu nu există și ne putem face de cap că nu vom fi pedepsiți niciodată. Dumnezeu să ne ajute să ne trezim la realitatea lumii în care trăim, să ne păzim sufletul, să ne păzim copiii pe care ni-a dat Domnul și să ne înarmăm cu armele duhovnicești de atac și apărare pentru ca să putem rămâne în picioare și credincioși Domnului până la sfârșit. Amin. Și bun, minunat și slăvit e Iisus al meu bun păstor. El m-a ocrotit printre stânci de granit, lângă vieții izvor. El m-a ocrotit printre stânci de granit, deasupra uscatelor văi. Cu mâna lui tare mereu m-a umbrit pe urmele pașilor săi, pe urmele pașilor săi. Ce bun Salvator minunat și slăvit, povara mea el a purtat. El m-a
ridicat și voi sta neclintit pe culmea iubirii salvat. El m-a ocrotit printre stânci de granit deasupra uscatelor văi. Cu mâna lui tare mereu m-a umbrit pe urmele pașilor săi, pe urmele pașilor săi. Cu ce îndurare în cunună de sfinți le dă plinătate de har, și când în extazul iubirii fierbinți iertarea primită în dar. El m-a ocrotit printre stânci de granit deasupra uscatelor văi. Cu mâna lui tare mereu m-a umbrit pe urmele pașilor săi, pe urmele pașilor săi. Și-n slavă îmbrăcat fiind mă voi ridica să ies înainte pe nori. Salvarea măreață și atunci voi cânta în glorie de mii de ori. El m-a ocrotit printre stânci de granit deasupra uscatelor văi. Cu mâna lui tare mereu m-a umbrit pe urmele pașilor săi, pe urmele pașilor săi.
Să primească Dumnezeu închinarea noastră și să ne binecuvinteze cu harul său bogat, ajutându-ne să înțelegem realitatea lumii în care trăim, cu toată otrava, cu toată mizeria ei, și de asemenea să ne dea harul și abilitatea să ne apărăm credința atât pentru noi cât și pentru casele noastre. Anul acesta a venit la mine unul dintre oamenii apropiați din biserică, unul dintre liderii din adunare care face o slujbă în casa Domnului și mi-a spus că vrea să vorbească cu mine în mod personal. Arăta foarte grav și mi-am dat seama că vrea să-mi spună ceva foarte serios. Mi-a spus că băiatul lui mai mare a venit la el, un băiat care este la școală, și i-a pus o întrebare care pur și simplu l-a devastat. Și l-a întrebat următoarea întrebare: tati, te superi pe mine dacă nu o să mai vin la biserică? Îmi dai voie să nu mai vin la biserică? Vreau să spun că de mai mult timp nu mai cred în nimic ce se face acolo. Și nu mai simt să mai vin. Pentru mine este pur și simplu chinuitor. Și omul ăsta a venit la mine speriat, întrebându-mă ce să facă. Ce puteai să-i spui? Copilul lui știe o grămadă de versete pe din afară. E o familie foarte serioasă din biserică. A fost un copil foarte bun la școala dominicală. Mi-am dat seama atunci încă o dată de faptul că noi evanghelicii avem o anumită mentalitate pe care o avem doar noi și noi avem impresia că o au toți oamenii, dar nu e adevărat. Noi avem o cutie în care trăim și noi avem impresia că 7 miliarde de noi sunt cu noi în cutia aceea, dar nu este adevărat. Dincolo de biserică, oamenii vorbesc vulgar, trăiesc mizerabil, sunt hoți și bandiți. Și oamenii aceia nu pot înțelege cum noi credem și trăim ceea ce credem și ceea ce trăim. Dacă le spunem ceva din Biblie, cum credem noi că îi duhovnicește, ei spun: lasă-mă cu palavra geala ta, că eu nu cred în Biblie. Ceea ce tu îmi spui că e un reper pentru tine, pentru mine e o glumă. Deci nu spune nimic din Biblie, că nu mă interesează. Pentru oamenii ăștia, dacă le spunem cuvântul din Biblie, nu înseamnă întotdeauna mare lucru. Ei vin și pretind că ceea ce cred și știu ei este știință. Nu uitați că la filozofii epicurieni Dumnezeu nu l-a trimis pe Petru, l-a trimis pe Pavel. Și pe Pavel l-a trimis pentru că Pavel citise toate cărțile care indoctrinase pe ei. Și știa să vorbească pe limbajul lor, știa limba lor. Era un om cu o pregătire academică care se ridica la nivelul lor și își putea să le vorbească în așa fel încât să-i frângă, să-i bată acasă. Dacă te duci cu versete la omul firesc, nu înseamnă nimic versetele acelea, el râde și disprețuiește. Dacă te duci la omul duhovnicesc, pentru acela înseamnă adevărul. Oamenii despre care vorbim noi nu sunt oameni duhovnicești. De aceea este bine să fim înarmați, pentru ca să fim eficienți, atât în ce ne privește pe noi, cât și în ce îi privește pe alții. Pentru timpul care ne-a mai rămas, aș vrea să spun câteva cuvinte despre metoda prin care evoluționismul este introdus în societate. Unul dintre argumentele pe care oamenii îl au întotdeauna încercând să apere evoluționismul este următorul: cum, domnule, tu vrei să spui că toate milioanele astea de oameni care cred în evoluție nu știu ce cred, iar dumneata te crezi mai deștept decât ei și știi ce crezi? Cum? Toți evoluționiștii ăștia din lumea întreagă, unde sunt oamenii de știință, sunt politicienii, sunt oamenii bogați ai lumii, toți ăștia nu știu de ei și te-ai găsit dumneata să singurul deștept? Acesta nu este un argument, dar este folosit ca argument. Cum a fost introdus evoluționismul în societate și în școli? Aș vrea să încep de la un fapt istoric care se folosea în Grecia. Grecia a fost exponentul filozofiei. Și în Grecia exista o practică numită sofism. Și astăzi cuvântul este folosit cu același înțeles. Și sofismul este un curent filozofic care împachetează 10 lucruri. Primele 9 sunt adevăruri, iar cel de-al 10-lea care este în interior e o mare minciună. Primele 9 adevăruri, 7 sunt ușor de descoperit, 2, ultimile 2, sunt greu de descoperit.
Pe primele 7 le înțelegi repede că sunt simple, dar următoarele 2 în mod intenționat sunt formulate greoi ca să le înțelegi greu. E, când ai trecut de primele 7 care le înțelegi ușor, dintr-o dată ai încredere în pachetul acela că deja 7 sunt adevărate. Îl explorezi pe cel de-al 7-lea, de-al 8-lea și de-al 9-lea. Și pentru că îți dau multă bătaie de cap după ce ajungi la concluzia că 6-a 2 sunt adevărate, pe al 10-lea îl iei ca de la sine, pe încredere că e adevărat, fără să te mai uiți. Aș vrea să vă spun că există o mâncare pentru șobolan numită otrăvită. Mâncarea asta pentru șobolani are 99.995% mâncare adevărată pe care noi o putem mânca foarte bine. Numai 0.005 este otravă. Și otrava aia îl omoară pe bietul șobolan. Ăsta se numește sofism. Să ascunzi o bombă mică într-un material foarte mare și de mare încredere, care îți câștigă încrederea și pe mâna căruia mergi pentru că te-a convins de 9 ori. Ce rost are să-ți mai pierzi timpul și cu ultimul, mai ales că ultimile 2 mod intenționat au fost greoaie ca să te obosească și să spui, nici nu mai mă uit la al 10-lea, că de la sine este bun. Vreau să vă spun că manualul de științe învață pe copiii din clasa a doua din America următoarele lucruri. Pământul are 4.5 miliarde de ani și de atunci a fost într-o continuă schimbare și viața pe pământ a evoluat. Ăsta este un citat de acolo. Cuvântul evoluat este 0.005 otravă. Asta nu este adevărat. Tot ce a spus până atunci poate fi adevărat. Dar cuvântul a evoluat, ei îl prezintă ca pe o realitate istorică. Nici n-are rost să mai vedem dacă e adevărat sau nu. Ei pur și simplu copiii înghit treaba aia fără să-și dea seama. Și de cele mai multe ori o înghit și părinții care reprezintă publicul larg. Iar evoluționismul trece drept o știință elegantă, argumentată, care distruge încrederea noastră în Dumnezeu. Atunci când vorbim despre toate astea, vreau să vă mai spun că, dintr-un anumit punct de vedere, evoluționismul înseamnă mai mult decât spunem noi evoluționism. Evoluționismul este de vreo 6 feluri sau are 6 variante, 6 părți. Și acum o să vă spun ceva legat de sofism, de ideea de mai devreme. 5 părți dintre el sunt minciună și una este adevărată. O să spun în 2-3 cuvinte despre fiecare. Există o evoluție cosmică. Se referă la originea spațiului, a timpului, a materiei. Spre exemplu, teoria Big Bang. Asta nu este adevărată. Există o evoluție chimică. Evoluționiștii spun că la origine a existat un singur gaz, hidrogenul. Dar ei nu spun nimic de unde a apărut toate celelalte elemente chimice care au umplut pământul. Nu spun nimic despre asta. Spun doar că la origine a existat hidrogenul, pentru că se potrivește cu metoda lor, că a existat doar un pic de materie din care s-a făcut capra, oaia, vaca, frunza și toate celelalte. Apoi există o evoluție a stelelor, a planetelor. Nimeni vreodată nu a văzut o stea formându-se. Un om de știință spune că liniștea rușinoasă a astronomiei moderne este că noi nici măcar nu știm cum s-a format vreo stea și nici măcar nu există o teorie plauzibilă demnă de luat în calcul. Dar această afirmație nu e făcută de un pastor, e făcută de un om de știință. Ei, pentru că noi nu știm toate lucrurile astea, nouă ni se par greoaie, vorbesc despre elemente cu care noi nu lucrăm de obicei. Noi nu suntem oameni de știință, noi aici suntem stângaci, e un domeniu de care noi ne ocupăm, nu-i ciocan, nu-i șurubelniță, nu-i volan, nu-i ceva cu care lucrăm noi oamenii obișnuiți. Și când vine cineva și ni se spune că e doctor în nu știu ce, dintr-o dată noi înghițim inclusiv 0.005 și murim nevinovați. Există o evoluție organică și această teorie spune că viața la început a fost, așa cum ziceam, non-materie și după aceea a devenit materie. Există o macroevoluție care vorbește despre teoria ce prezintă ideea că un animal s-ar fi transformat de-a lungul timpului într-un alt animal. Scriptura ne spune că Dumnezeu a făcut animale
de tot felul. Și înțelegem din Scriptură că oaia, de când e oaie, tot oaie este și astăzi și nu s-a transformat. Nimeni nu poate să demonstreze științific, arătând cum s-a transformat un animal, o plantă, un pește, o pasăre sau un om, din ceva în altceva. Toate acestea sunt presupuneri, în lanțul de presupuneri care vorbește despre șirul de presupuneri numit evoluționism. Există însă și microevoluție. Asta este singura adevărată. Microevoluția vorbește despre variații de specii, adică în cadrul aceleiași rase se pot înmulți anumite animale. Spre exemplu, pentru că e vorba de aceeași rasă, un cal poate să se mulțească cu o zebră și dă naștere la ceva ce are componente din cal și din zebră. Ei, ăsta este singurul adevărat din tot ce este evoluționist și când spun adevărat, mă refer la dovedit din punct de vedere științific. Ei, toate celelalte cinci teorii ale evoluționismului sau evoluții, părți de evoluție, nu este niciuna adevărată, nu poate fi probată științific absolut deloc. Însă noi nu avem de unde să știm. Pentru că dacă nu ne pricepem în domeniul de drept, noi ce facem? Luăm un avocat pe care îl plătim că e specialist și ăla ne reprezintă. Dacă ar fi să ne reprezentăm singur, n-am ști că nu ne pricepem, nu cunoaștem legea, articolele, punctele și toate celelalte. Ei, dar în domeniul acesta al vieții private, doar nu ne-am luat un specialist în creaționism să vină cu noi în toate discuțiile pe care le purtăm de-a lungul vieții în avion, în autobuz, în mașină, în tren, pe oriunde călătorim și întâlnim oameni care ne prezintă evoluționismul drept zdrobitor cu privire la creaționism. Este nevoie să avem un minim de cunoștințe și să știm ce știm, să știm că lucrul acesta este așa și celălalt este altfel. Apropiindu-mă de încheiere, aș vrea să vorbesc puțin despre consecințele introducerii evoluționismului în școli. Îl dau din nou exemplu pe Hitler pentru că el a fost un manipulator al maselor. Nimeni nu poate să-și imagineze și să-și explice cum a putut un om ca Hitler, care a avut foarte multe probleme de multe feluri, să manipuleze o mare parte dintre locuitorii globului pământesc așa de ușor și așa de cu succes. El spunea, lăsați-mă să controlez manualele școlare și voi controla întreaga țară. Asta a fost opinia lui. Biblia, știți ce spune? Învață-l pe copil când este mic. Nu am timp să explic faptul că fiecare dintre noi când ne naștem, mintea, ceea ce noi numim mintea, e ca o agendă pe care noi o cumpărăm în decembrie pentru anul următor și are toate paginile curate. Singurul lucru care pe noi ne conduce și nu-l uităm niciodată este ceea ce învățăm în primii 2 ani de viață. În primii 2 ani de viață se realizează educația angro. După aceea, așa, e vopseală, poleială, lustruială. În primii 2 ani de viață, un copil învață limba maternă și știe tot ce e voie și ce nu-i voie în casa lui. Ei, tot ce învață în primii ani sunt pe primele pagini ale agendei. După aceea învață și uită. Să nu vă mirați dacă am să vă întreb unde mi-am pus ochelarii. În timp ce vă vorbesc despre experiențe din copilăria mea de acum 50 de ani și vă mirați, mă, cum ții minte ce ai făcut acum 50 de ani și nu mai ții minte unde ți-ai pus ochelarii acum 5 minute? Asta e un paradox. N-o să uităm niciodată ce s-a întâmplat în copilăria noastră, că e pe primele pagini ale albumului. Dar vom uita întotdeauna ce este scris pe celelalte pagini ale agendei. De aceea Dumnezeu spune, învață-l pe copil. Pe adult nu-l poți învăța, care are părere înaltă despre sine, crede că știe și nu te ascultă, se contrazice cu dumneata. Copilul nu se contrazice. Dacă îl iei acasă și când ajungi cu el acasă de la spital, că l-ai născut, nu-i spui, individule, bine ai ajuns, să știi că ești în familia Mițoi, pe tine te cheamă Emanuel, să-ți intre bine în cap, vei răspunde la numele Emanuel. Face cineva, de unde știe copilul cum îl cheamă? Pentru că îi spune tata, așa, autoritar, nu, știți de unde? Toată ziua îl stricăm, Emanuel, 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 Emanuel și repetiția e mama învățăturii. Ce aude în primii 2 ani e lege. Cei mai mulți dintre noi spunem că lasă-l până când începe să știe. Când începe să știe, știi ce vă spune babacule, mai încet cu filozofia. Luther spunea, mi-e tare frică că școlile se vor dovedi a fi porți mari către iad, excepție făcând atunci când școlile vor explica Biblia, întipărindu-le în inimile celor tineri. Sfătuiesc ca nimeni să nu-și dea copiii unde Scriptura nu are loc de cinste.
Orice instituție în care omul este tot mai ocupat cu cuvântul lui Dumnezeu, nu este tot mai ocupat cu cuvântul lui Dumnezeu, va deveni coruptă. Până în anul 1960 în America existau manuale de învățământ, în manualele de învățământ între 2 și 3.000 de cuvinte legate de evoluționism. După 1961 până în 63, au ajuns la 33, aproape 34 de mii de cuvinte legate de evoluționism, iar după 63 rugăciunea a fost scoasă din învățământ. În 1959, președintele Eisenhower a cerut Congresului $1 miliard pentru promovarea evoluționismului în școli și rescrierea manualelor școlare, și el a numit chestia asta reconstruirea științifică a Americii în perioada războiului rece. Care au fost consecințele? După 1963, permiteți-mi termenul, păcatele sexuale au devenit pur și simplu stil de viață. A apărut feminismul. S-au înregistrat toate bolile acestea cu creștere de transmitere sexuală între vârstele de 10 și 14 ani. A crescut numărul sarcinilor pentru femei necăsătorite cu peste 500%. Acum unul dintre cei 3 copii care se nasc, adică o treime, se naște de la o femeie care nu are bărbat sau de la o fată încă necăsătorită. Rata divorțurilor astăzi este 1 din 2, adică 50%. Exact ca în pilda fecioarelor. Din 2 femei care se căsătoresc sau din 2 cupluri care se căsătoresc, unul divorțează. Nu creaționismul învață la treaba asta, evoluționismul învață. Abuzul copiilor a crescut la 2300%. Rata drogurilor a crescut la 6000%. Rata criminalității violente la 995%. Și din 1963, de 2 ori învățământul american a scăzut nivelul de dificultate al testelor în școală, așa că învățământul american astăzi este foarte slab. A crescut rata sinuciderilor în rândul tinerilor și 75% dintre copiii proveniți din familii creștine din SUA, care merg în școlile publice, își pierd credința până la sfârșitul liceilor. Asta este statistică. Și vrând să vorbesc despre slăbiciunea creaționiștilor, vreau să vă spun că în rândul evanghelicilor americani sunt mai multe divorțuri decât în rândul neevanghelicilor, cum sunt ortodoxi în România, ca și aici. Catolicii sunt oamenii nemântuiți. Cum le spunem lor oamenii din lume? Ei, catolicii divorțează mai puțin decât evanghelici. Evanghelici însemnând penticostali, baptiști și așa mai departe. Nimeni nu poate să înțeleagă. Eu n-am putut să cred că e adevărat, dar e adevărat. Cu astfel de creaționiști, nu-i de mirare că evoluționismul are succes. E nevoie să ne întâlnim și să vorbim despre lucrurile astea. E nevoie. Ne vom simți responsabili pentru ceea ce ne-a lăsat Domnul, pentru moștenirea pe care ne-a lăsat-o. Ne-a lăsat Evanghelia, adevărul. 3 mari daruri ne-a dat Dumnezeu. La Sinai ne-a dat îndrumătorul, Biblia. La Golgota ne-a dat Mântuitorul, pe Hristos. Iar la Rusalii ne-a dat Mângâietorul, pe Duhul Sfânt. Toate 3 sunt în inima noastră. Nu ne lipsește nimic din ce a avut Petru, Pavel și ceilalți apostoli. Și totuși, între noi se întâmplă lucruri care nu s-au întâmplat niciodată în viața celor care l-au urmat pe Domnul Iisus din generația lui. Avorturi, divorțuri, experiențe extramaritale, alcoolism, droguri, furtișaguri calificate și repetate, și oamenii aceștia vin la biserică. Predicatorii, pe predicator se pune presiune să nu mai predice direct și să nu mai vorbească despre păcat. Predicile să fie așa sociale, ca lui John Weston din America, care spune, dacă te pocăiești, vei fi vindecat, nu mai ai nicio boală, e imposibil să mai existe boli. Dacă te pocăiești, vei fi bogat, toți creștinii trebuie să fie bogați. Câtă naivitate la oameni să creadă bazaconiile astea care nu sunt suportate de Scriptură. Oamenii lui Dumnezeu,
Noi nu trebuie să cunoaștem Biblia din predicile oamenilor, că depinde de omul care o predică. Noi trebuie să cunoaștem Biblia din Biblie. Iar dacă predica pe care o predică nu se potrivește cu ce am citit noi în Biblie, ascultați-mă, întoarceți-i spatele că sunteți prea ocupați să ascultați prostiile altcuiva. Dacă cineva își permite astăzi să spună lucruri noi, cel mai probabil că e nebiblic, că de 2000 de ani de predicare a Bibliei, e imposibil ca cineva să mai spună lucruri noi. Care e pericolul evoluționismului? Este un pericol spiritual. Este un pericol social. Este un pericol politic. Aș vrea să vă spun despre evoluționism că este un pericol social prin faptul că el a constituit o fundație pentru rasism. A promovat ideea castelor superioare. Darwin credea că băștinașii americani sunt doar animale avansate. Poți să ai încredere într-un om care își permite să spună asta despre semenii lui doar pentru faptul că au culoarea neagră sau roșie sau galbenă? Poate un astfel de om să stea în fruntea evoluționiștilor din toată lumea? Știu oamenii care cred în evoluționism că cel care l-a promovat prin cartea pe care a scris-o e un astfel de om? Evoluționismul e fundație pentru imoralitate, pentru umanism, pentru materialism, pentru rasism, pentru nazism, pentru comunism și în final pentru noua ordine mondială. Dar știți când va apărea noua ordine mondială? Atunci când vom reuși să creăm marea criză mondială. Și suntem aproape. La marea criză mondială, răspunsul și soluția e marea ordine mondială. Iar structura marei ordini mondiale este prorocul anticrist cu prorocul mincinos, adică Domnul Iisus Hristos, copia lui și a Duhului Sfânt. Iar Satana, care e copia lui Dumnezeu, stă în spate și regizează toate lucrurile astea. El trebuie să ducă lumea în marea criză mondială, financiar, politic, doctrinar, trebuie să o ducă acolo. Și când a dus-o acolo, va apărea pe scena istoriei cineva care este în stare să scoată lumea de acolo și o va scoate în maniera lui. Și atunci va începe ceea ce noi numim lucrurile sfârșitului, escatonul, escatologia. Uitați-vă la toată globalizarea aceasta care se definește și care ajunge aproape de finalizare. Când această globalizare se va încheia, atunci suntem foarte aproape. Noi nu avem de unde să știm când se va întâmpla asta. Să nu credeți niciun predicator care pretinde că știe ce nu spune Biblia. Când oamenii l-au întrebat pe Hristos când va veni sfârșitul, Hristos a avut următorul răspuns: nu este treaba voastră. Noi putem cunoaște semnele, ne putem mirosi că e foarte aproape, dar nimeni nu are de unde să știe când este ziua și când este ceasul. Biblia spune negru pe alb, asta nu-i teologie, e Biblie, pentru că teologia e interpretarea Bibliei. Spune negru pe alb Biblie că nu știe nimeni în afară de Tatăl. Oricine pretinde că știe, uitați-vă cu suspiciune la el. Și există concluzii personale. Și vreau să vă spun în încheiere, estimații mei, că creștinii nu sunt chemați ca să se lupte cu metode firești. Când Domnul Hristos a fost pe pământ, s-a luptat el cu Imperiul Roman? A făcut el politică și concurență politică cu Cezarul, cu guvernatorii Pilat și Irod? S-a amestecat el în treburi de astea? Nu. 33 de ani a trăit printre ei, însă 3 ani și jumătate a slujit printre ei. Nici o clipă însă nu i-a concurat. A făcut un singur lucru. A trăit și a predicat Evanghelia. Și când a murit, s-a uitat până la noi și a spus următorul lucru: vă dau o poruncă nouă și a numit-o Marea Poruncă și vă dau o trimitere nouă și a numit-o Marea Trimitere. Porunca nouă este următoarea: pe Dumnezeu să-L iubești în primul rând cu tot ce ești și pe aproapele, și aproapele este cine e în zona ta, să-L iubești cum te iubești pe tine. Dacă ai o haină, îmbracă-te cu ea, dacă ai două, pe a doua dă-o altuia dacă are nevoie de ea. Asta e Marea Poruncă. Dacă nu poți să faci asta, iartă-mă, nu poți să faci nimic. Restul e apă de ploaie. Toată lumea se închină, toată lumea merge la biserică, toată lumea. Și Marea Trimitere este următoarea: duceți-vă în toată lumea, până la marginile pământului.
Faceți ucenici din toate neamurile, botezați în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Și, atenție cum zice, nu zice învățații, zice învățații să păzească. Are perspectiva aplicabilității, nu a informării. Nu zice învățații intelectual, ci învățații să practice. Stați lângă ei, ucenicizați-i, mentorați-i. Și iată că eu sunt cu voi până la sfârșitul veacului. În încheiere am un citat scris de geneticianul Richard Lowentin. Nu-l cunosc personal, n-am de unde, însă a făcut următoarea afirmație în studiul care este numit Miliarde și milioane de demoni. Este scris în 1997. Uitați ce a scris. Eu, când l-am citit, m-am mirat cum oamenii ăștia își permit să spună că sunt mincinoși și că, de fapt, sunt instrumente ale satanei. Citez. Noi ținem partea științei în ciuda absurdității evidente a unora dintre explicațiile ei. Noi ținem partea științei în ciuda faptului că uneori este absurdă, are explicații care nu sunt explicații. În ciuda eșecului de a împlini multe dintre extravagantele sale făgăduințe de viață și de sănătate. În ciuda tolerării de către comunitatea științifică a unor povești inconsistente luate ca atare, fiindcă ne-am luat un angajament prioritar față de materialism. Toate aceste compromisuri le facem pentru că noi ne-am angajat pentru materialism, adică să slujim materia, să slujim ce este omenește și ceea ce este pe pământ. Nu metodele și instituțiile științifice ne constrâng să acceptăm explicația materialistă a lumii fenomenale, ci dimpotrivă, atenție, aderanța, adică angajamentul nostru la cauzalitatea materialistă ne obligă să creăm un aparat de investigare și un nou set de concepte ce produc explicații materialiste, indiferent cât de potrivnice sunt, indiferent cât de mistificatoare par mai mult. Și aici este ceea ce am vrut să spun. Materialismul este absolut, pentru că noi nu putem să acceptăm ca piciorul divin să ni se pună în prag, adică să ne oprească. Dumnezeu nu ne va opri. Cât de ofensator sună asta pentru stăpânul meu, care mă acules din gunoi, din păcat, dintr-un anonimat total, un om fără speranță, fără viitor, și m-a făcut copilul său și un predicator al Evangheliei. Dacă ar spune așa ceva despre soția mea sau despre copiii mei, m-aș simți foarte ofensat, pentru că oamenii ăștia, așa cum sunt, cu defectele lor, sunt oamenii din viața mea, sunt familia mea. Iar familia mea, pentru mine, este cea mai bună familie, indiferent cum o vedeți dumneavoastră. Oamenii ăștia spun despre Dumnezeu și stăpânul meu că nu vor sta în drum de el și că vor sluji materialismului și umanismului, pentru că acesta este angajamentul lor. Și toată această anticristologie, numită evoluționism, că de fapt este o luptă împotriva lui Hristos, a Evangheliei și a lui Dumnezeu, a primit în mod ireal, neautentic, titlul de știință și este predată în școli nevinovaților noștri copii, care nu știu să deosebească stânga de dreapta. Se duc cu sufletelele lor și noi învățăm să înveți bine. Cât ai luat la psihologie? 4. Dă-i, ia 10. Dar știi ce îl învață la psihologie? Că nu există Dumnezeu. La asta vrei să iei 10. Nu știe bine că nu există Dumnezeu, nu? Această necredință și negare a lui Dumnezeu este numită știință. Iar Dumnezeul care ne-a creat, ne-a mântuit și ne-a binecuvântat este negat de această religie. Aceasta va fi religia anticristului. Dumnezeu nu există. Aceasta nu este știință, frați și surori. Aceasta este o formă de anticristism. Este o formă de împotrivire și de răzvrătire față de Dumnezeu și față de poruncile sale. Iar noi suntem aici și nu vrem să vorbim despre lucrurile astea pentru că nu par duhovnicești. Dumneavoastră vreți cu lucruri duhovnicești să ne biruie diavolul? El ne biruie cu lucruri firești, nu duhovnicești. De aceea trebuie când ne întâlnim să discutăm despre tot ceea ce pe noi ne pregătește să fim în stare să rămânem în picioare.
să discutăm despre toate lucrurile pe care trebuie să le știm ca să ne apărăm copiii, să ne apărăm credința și să apărăm Biserica lui Dumnezeu. Când eram mai tânăr în credință, nu mă simțeam responsabil pentru asta. Eram un tânăr din biserică, stăteam pe bancă și mă uitam la fratele Trandafir, la fratele Caraman, la fratele Bulgăr, oameni pe lângă care am copilărit spiritual. Mă uitam la ei și eu știam că ei știu ce fac. Ei apărau, nu eu, nu predicam, stăteam pe bancă, ascultam predici, îmi luam notițe și mă duceam acasă. Oamenii ăștia astăzi sunt acasă, în locul de așteptare. Iar eu și dumneata suntem în locul lor. Bisericile sunt pline de copii, de tineri, de bărbați și de femei, care cred că noi știm ce facem, știm ce credem și știm încotro îndreptăm Biserica lui Dumnezeu. Întrebarea mea este, știm? Este biserica astăzi o victimă vulnerabilă în fața societății care vine uneori cu ispita, alteori cu păcatul, alteori cu filozofia, precum evoluționismul, și cu o formă ne fură un copil, cu altă formă ne fură pe al doilea și cu altă formă pe al treilea. Și toată bătrânețea noastră este plină de bilete pe care le trimitem la anvon. Rugați-vă și pentru băiatul meu, și pentru fata mea, și pentru ăla mai mic, și pentru ăla mai mare, că s-au dus în lume. Și îmbătrânim însângerați și ne e rușine să mai venim în biserică. Și toată viața am stat cu Biblia în subțioară. Nu vreau să fie grele și ofensatoare cuvintele mele, eu vă sunt frate. Și vă spun aceste cuvinte pentru că vreau să vă motivez să ne uităm la lumea în care trăim și la cursele pe care ni le întind. Curse care ne fură copiii, ne fură familiile și sunt în stare să ne fure și sufletul, făcând din Biserica lui Dumnezeu un loc al compromisului și al absenței sfințeniei, plină de show, plină de programe, plină de doctori și de specialiști, dar lipsită de neprihănire și lipsită de cunoștința voiei lui Dumnezeu. Vă chem în această seară, fraților, să fim responsabili de chemarea pe care ne-a făcut-o Dumnezeu, de porunca pe care ne-a dat-o Dumnezeu și de trimiterea pe care ne-a lansat-o Dumnezeu. Avem menirea să fim convingători în ceea ce spunem, să argumentăm pentru convingerile noastre și prin forma aceasta de lucrarea Duhului Sfânt prin noi, oamenii lui Dumnezeu, oamenii să fie câștigați pentru creaționism, nu pentru împotrivirea față de Dumnezeu și față de poruncile Lui. Și vreau să ne angajăm în această seară să avem grijă de copiii noștri, pentru că dacă noi nu învățăm, îi învață Hollywood-ul prin televizor și mai ales prin internet. Însă ceea ce îi învață îi transformă în monștri și nu-L vor mai iubi pe Dumnezeu, chiar dacă o perioadă până când capătă curaj și libertate, nu vor mai veni la biserică. Vă chem în seara aceasta să ne temem de Domnul, să devenim vigilenți, să învățăm să ne apărăm moștenirea pe care ne-a încredințat-o Dumnezeu și să spunem în fața unei lumi care este coruptă, ca și Iosua, să faceți ce vreți, dar cât despre mine, persoana mea, eu și casa mea, știu ce am de făcut. Și ca Isaia, cât despre mine și copiii pe care mi-a dat Domnul, am hotărât să rămânem niște semne în Israel, niște indicatoare. Când ajungi la intersecție, ce stradă e asta? Uită-te la indicator, cutare gase. Dacă n-ar fi indicator, ar fi doar cutare. Haideți să stăm înaintea lui Dumnezeu și fiecare potrivit simțămintelor pe care le avem de la Duhul Domnului să ne rugăm în această seară. Vă invit să ne ridicăm poporul Domnului și să stăm în rugăciune înaintea lui Dumnezeu.